Cântul Patriei. Radio revistă pentru premilitari și toți apărătorii țării. Secretul succesului este de a fi în armonie cu existența, de a fi întotdeauna calm, pentru a lăsa fiecare val de viață să ne spele câte un pic până ajungem la țărm. Secretul succesului în armată este responsabilitatea și disciplina. Sunt doar câteva dintre calitățile pe care trebuie să le posede un militar adevărat. Adevărat este și faptul că următoarele 45 de minute sunteți invitații emisiunii Scutul Patriei, realizată astăzi de Aurica Mirca și Denis Rotaru. Bună ziua! Secția Relații Publice a Ministerului Apărării informează.
Deja al cincilea an consecutiv, centrul de instruire Yavorov din Ucraina găzduiește exercițiul militar multinațional Rapid Trident. În cadrul ceremoniei de deschidere, colonelul David Markovski, codirectorul aplicațiilor, a declarat următoarele. Apreciez profesionalismul militarilor moldoveni manifestat pe parcursul anilor în cadrul exercițiului multinațional Rapid Trident. Cunoștințele pe care le aveți în domeniul operațiunilor de menținere a păcii sunt foarte prețioase. Colonelul Markovski a subliniat prestația bună a militarilor moldoveni în cadrul mai multor aplicații internaționale. Cu certitudine pot să afirm că corpul de ofițeri detașat în diverse aplicații, inclusiv la Rapid Trident, se descurcă foarte bine. De asemenea, am avut posibilitatea să întâlnesc în alte împrejurimi la diverse școli militare, a zis Markovski. Prezent la activitate, general-major Vyacheslav Nazarkin, primul locțiitor al comandantului forțelor terestre ale armatei Ucrainei, a urat baftă militarelor participanți la aplicație, menționând importanța fiecăruia în parte. Generalul ucrainean a îndemnat militarii la coeziune în îndeplinirea tuturor misiunilor de menținere a păcii, incluse pe agenda exercițiului. Pe parcursul aplicațiilor, militarii moldoveni se vor antrena la punctele de comandă și control, escortarea convoiului, realizarea cordonului și operațiuni de cercetare-patrulare. Potrivit superiorului contingentului Armatei Naționale, major Vadim Oraru, conceptul exercițiului Rapid Trident 2012 se axează pe misiuni tactice în teatrul de operații, dar și antrenarea ofițerilor de stat major. Anul acesta, exercițiul este divizat în faza tactică și de stat major. În faza de câmp, participăm cu 2 plutoane de infanterie și unul de cercetare, iar în faza de stat major cu 8 ofițeri, care activează în cadrul unei brigăzi multinaționale la funcții de comandanți de batalioane, șefii secții operații și logistică, precum și observatori în cadrul companiilor, a specificat majorul Moraru. La exercițiu participă circa 1500 de militari din 16 state, Republica Moldova, Ucraina, Polonia, România, Macedonia, Norvegia, Statele Unite ale Americii, Georgia, Austria, Bulgaria, Azerbaijan, Letonia, Germania, Canada, Serbia, Danemarca. Armata Națională a Republicii Moldova a detașat la aceste aplicații 90 de militari. Este singura unitate militară din Armata Națională căreia i s-a oferit Ordinul Credință Patriei. Dincolo de maestrie și, hai să spunem, mândria lor, cel mai valoros bun al unității este resursa umană. Sper că v-ați dat seama de cine vorbesc. Batalionul Geniu de la Negrești. Recent i-am vizitat și i-am prins în misiune. Un grup de geniști primea instrucțiunile necesare înainte ca să plece în teritoriu, acolo unde cineva a depistat obiecte explozive. De la dumneavoastră cer acceptarea impecabilă a misiunii, respectarea strictă a măsurilor de securitate și indicațiilor date de către șeful grupului de seminare. Respectat itinerarul de deplasare, regulile de circulație rutieră, despre toate încălcările, incidentele și acceptarea reușită a misiunii, raportat transcris la întoarcerea unitate. Șeful grupului de seminare vă luat comandă. Am înțeles. Orice deplasare în zonele de deminare este o nouă provocare pentru geniști. Echipamentul de care dispun aceștia sporește măsurile de siguranță a militarilor, însă o mișcare nepăsătoare poate fi fatală. De aceea misireașii acordă o atenție sporită misiunii pe care o îndeplinesc. Mă numesc soldat Cibotar Igor Ivo. Igor, tu de cât timp ești în armată? Am tot jumate. Cum ai ajuns în batalionul Geniu? M-am dus la centru militar în Strășeni și vreau la armată. M-am dus KMB. La Cahul am făcut și de acolo m-a predestinat în batalion Geniu. Odată mă gândeam că prima oară m-a auzit de batalion Geniu, nici nu știam ce e acolo, cum, gândeam că sunt fie bărău aici. Și când am venit, început să învățăm, să studiem și trecut un curs special EOD cu domnul capitan Colță, care a fost tot multe diminere îndepistat și până am avut un examen, cine l-a susținut, a nimerit în grupa de diminare și acum. Și tu ești în grupa de diminare? Toc. Înseamnă că ai trecut examenul. În ce constă misiunea ta în cadrul grupii? Misiunea mea este să găsim obiectele explozive, dacă este în pământ, să descoperim atent, să ne protejăm de tot și să întindem cablu, să punem lentele, să fim atenți, să urmărim ca să nu fie persoane străine pe alături. Este greu pentru tine? De la început pentru toți este greu, dar cu timpul te deprinzi și parcă da, mai foarte ușor. Ai avut și posibilitatea să îmbraci unul din aceste costume? Da, a fost posibilitatea, am îmbrăcat și costumul ușor de 10 kg, costumul greu de 30, acela mai bine protejează, are și încălțămintea specială să nu calse. Asta în situație când se depistează vreun câmp de mine ceva, costumul greu de 30 kg. Trânsul meu, mai bine pentru viață, te protejez. Ce le dori tu băieților care stau acum și se gândesc să vină sau nu la armată?
Le-aș dori să vină la armată și să aibă cap pe umeri și să gândească și să învețe. Să nu jălească pe urmă ca alții că cineva se duce la deminare, depistează obiecte explozive și se simte ca un erou când explodează muniție care poate cineva omorâ. Din punct de vedere al pregătirii profesionale, batalionul Codru dispune de foarte mulți militari care au acumulat o experiență vastă, atât în plan intern cât și la nivel internațional, demonstrând că sunt capabili să îndeplinească misiunile de la egal la egal cu colegii lor din armatele occidentale. Major Adrian Ifros, șef stat major batalionul Geniu. Puteți să ne spuneți, de la începutul anului și până acum, batalionul Geniu, la ce deminări a participat și cum s-a rezultat acțiunile care le-au întreprins? Deci, de către batalionul Geniu au fost executate 99 de misiuni, unde au fost neutralizate 1377 de obiecte explozibile. Cel mai mare număr de obiecte explozibile a fost depistat în satul Sărata Galbenă, raionul Hâncești, în număr de 85 de bucăți. Dumneavoastră, când activați cu militarii la aceste deminări, ce spun sătenii, dacă vorbiți cu ei? Sătenii, în principiu, nu conștientizează pericolul care poate fi provocat de către aceste obiecte explozive. De multe ori încearcă să le miște sau să le pună într-un loc mai sigur. Ceea ce este interzis de către grupele de deminare se duce un lucru enorm privind informații mare populației privind pericolul la depistarea obiectelor explozive și anume lucru sau procedura de înștiințare a autorităților publice, marcarea și faza obiectelor explozibile. Însă după executarea misiunii, desigur, sunt mulțumiți și recunoscători militarilor armate naționale care au executat misiunea respectivă. La orice deminare se duc militari în termen, cât și pe contract. Cum merge concrarea dintre ei? Da, echipa este formată cât de militari pe contract, atât și militari în termen. Militarii în termen sunt militari bine pregătiți cu niște calități morale înalte, deoarece este un pericol mare la executarea misiunilor. După un curs special, anume pentru executarea misiunilor, după susținerea colofilor și testelor conform programei, sunt admiși la executarea misiunilor de deminare și, desigur, fără o disciplină strictă sau o disciplină de fier, în timpul executării misiunii, misiunea nu poate fi executată. Din numărul total al obiectivilor explozive nimicite în anul 2011 de geniștii armatei naționale, 97% provin din perioada celui de-al doilea război mondial, iar alte 3% sunt din timpul conflictului armat de pe Nistru din 1992. Credință patriei și steagului credință, credință legii și dreptății oricând, credință jurământului credință, credință dragostei și păcii pe pământ, credință plaiului și neamului credință, credință doinelor și casei părintești, credință graiului credință, credință omului pe care îl iubești. Încredere!